Bun venit la tehnica călătoriei în timp, una dintre tehnicile mele preferate. Eu sunt Dave Andrews. Vei auzi pe parcurs expresia imagini ghidate sau vizualizări ghidate. Imaginile ghidate constau în folosirea muzicii și a cuvintelor pentru a crea anumite scenarii care să fie benefice pentru tine. Așadar, te încurajăm să folosești în special această tehnică în viitor dacă simți că te lupți cu dorința de a bea. Să începem. Începe prin a-ți găsi o poziție confortabilă, relaxantă, fie pe un scaun, fie așezat pe podea. Deși nu e cazul să te simți nici atât de confortabil încât să adormi. Acum închide ochii și concentrează-te asupra respirației. Lasă deoparte orice altceva. Inspiră încet pe nas, condu aerul până în stomac și apoi expiră pe gură. Ideal este să îți stabilești un ritm profund și relaxat de a respira, așadar, încearcă să inspiri aerul timp de 4 secunde, să îl ții timp de 2 și apoi să îl expiri timp de alte 6 secunde. Așa. Continuă să respiri astfel. Vei începe să simți cum ți se relaxează picioarele. S-ar putea să te simți de parcă ai intra într-o cadă cu apă caldă. Vei începe să simți furnicături în degetele de la picioare și te va cuprinde o senzație de calm și moliciune. Continuă, inspirând pe nas și expirând pe gură. Permite senzației de relaxare să se răspândească din tălpi către glezne, ca și cum te-ai afla într-o cadă cu apă caldă. Apoi, continuă să simți cum ți se relaxează pe rând genunchii, coapsele și bazinul. Inspiră profund în continuare și simte cum senzația de relaxare se răspândește în stomac, apoi în spate și în piept. Lasă această senzație să îți curgă din piept către brațe până ajunge la vârful degetelor. Îți vei simți mâinile grele, calde și relaxate. Continuă să simți cum senzația de relaxare se răspândește din umeri către gât, bărbie, gură și obraj. Relaxează-ți nasul și ochii. Simte cât de grele și de relaxate îți sunt pleoapele. Relaxează-ți urechile, relaxează-ți sprâncenele, relaxează-ți fruntea. Lasă senzația să se răspândească până în creștetul capului. Întregul tău corp este acum relaxat. Lasă această senzație să curgă constant. În timp ce continui să respiri calm și ritmic, scanează-ți mental corpul și observă dacă ai vreo zonă tensionată. Dacă observi, concentrează-te pe zona respectivă și direcționează senzația de relaxare către acel punct. În timp ce expiri, vizualizează cum iese acea tensiune odată cu aerul expirat. Vizualizează cum tensiunea din corpul tău se îndepărtează cu fiecare expirație. Dacă simți în continuare o tensiune în corp, imaginează-ți o minge luminoasă de dimensiunea unei mingi de tenis care se deplasează în toate zonele afectate
și disipează tensiunea în timp ce expiri. Acum, cu ochii minții poți vizualiza sau, dacă vrei, îți poți folosi mâna și poți indica unde este viitorul pentru tine. Unii oameni, când își imaginează viitorul, arată în față. Alții arată spre stânga, spre dreapta, în sus sau în jos. Acum, din nou cu ochii minții, sau dacă te simți mai confortabil cu mâna, indică unde se află trecutul pentru tine. Și în acest caz, unii oameni simt că trecutul este în stânga lor, iar viitorul în dreapta. Arată cum simți că este natural și potrivit pentru tine. Ți-ai ales cele două direcții. Acum imaginează-ți o linie care le leagă. Mai exact, creează o linie care să-ți conecteze trecutul de viitor. Tu, în acest moment, te afli la mijlocul acelei linii, adică în prezent. Imaginează-ți că această linie este viața ta și că se extinde de la trecutul tău, de când erai doar un copil, până la viitorul tău. În timp ce privești această linie a timpului, imaginează-te plutind deasupra ei. Privește în jos. Poți să vezi momente reprezentative din viața ta de când erai copil până în viitor. În timp ce te privești pe tine cel din prezent, vreau să zbori către viitor. O lună în viitor, două luni și încet, încet, până ajungi la un an în viitor. Continuă să plutești către 5 ani în viitor. În timp ce privești în jos, te vezi peste 5 ani. Ești diferit. Ai hotărât să permiți băuturii să facă parte din viața ta. Ai renunțat să încerci să fii cumpătat pentru că ai ajuns la concluzia că nu are niciun rost. Nu numai că te-ai hotărât că nu are sens să lupți, dar te-ai lăsat pradă dorinței de a bea și mai mult. În timp ce te privești pe tine, cel de peste 5 ani, imaginează-ți hotărârile pe care le-ai luat în tot acest timp. Cum te vezi arătând? Vizualizează-te plutind în sinele tău viitor. În acest moment, ești acel tu de peste 5 ani. 5 ani în care ai băut mult, poate chiar mai mult decât o făceai înainte. Cum arăți și cum te simți? În ce fel ți s-au deteriorat corpul, mintea și energia? Ești măcar sănătos? Imaginează-te stând în fața oglinzii. Cum arăți? Ești umflat la față? Ai ochii injectați? Îți place persoana pe care o privești? Dar relațiile tale, cum sunt? Cum au fost afectate de acești 5 ani în care ai băut? I-ai rănit pe cei dragi? I-ai alungat? Ți-ai petrecut mai mult timp cu oameni care beau la fel ca tine, în loc să stai cu cei pe care îi iubești sau îi admiri? Dar cariera ta, cum e? Îți place ce faci? Ești plătit bine? Ești apreciat la serviciu, așa cum ți-ai dorit mereu să fii?
sau consumul de alcool te-a împiedicat să atingi succesul pe care ți-l dorești. Dar din punct de vedere financiar, cum stai? Cum te-a afectat băutura în sensul ăsta? Acordă-ți o secundă și absoarbe toate răspunsurile la aceste întrebări. Acum, privește-ți linia vieții. Plutește încă o dată deasupra ei și mergi în viitor. Treci peste 6, 7, 8, 9 ani și oprește-te la 10 ani în viitor. Privește-te acum pe tine cel de peste 10 ani. Ești tu cel care ai continuat să bei și în următorii 10 ani, poate chiar mai mult decât înainte. Uită-te la tine. Cum arăți? Ești încă în viață? A reușit corpul tău să îndure încă 10 ani în ritmul ăsta? În timp ce îți privești cu atenție sinele viitor, plutește către el și contopiți-vă devenind o singură ființă. În acest moment poți să simți, să vezi și să trăiești totul exact ca și cum ai fi în acea situație. Cum te simți știind că ai petrecut încă 10 ani lăsând alcoolul să ia decizii pentru tine? Cum s-au schimbat relațiile din viața ta? Ai alungat oameni? I-ai rănit pe cei cărora le pasă cel mai mult de tine? Ești mândru de persoana în care te-ai transformat? Simte felul în care ți s-a schimbat viața în 10 ani în care ai permis alcoolului să aibă controlul asupra deciziilor tale și simte consecințele. Acum, plutește din nou deasupra liniei vieții și întoarce-te în prezent, la tine cel din acest moment. La tine, cel care a făcut deja un progres, începând programul de cumpătare în 30 de zile. Privește-te și plutește către sinele tău prezent și unește-te cu el. Respiră profund de câteva ori. Fă orice simți nevoia să faci pentru a alunga energia negativă prezentă. Poți face asta prin câteva respirații profunde. Sau poate simți nevoia să te ridici și să îți miști puțin corpul sau brațele. Așadar, ia o pauză câteva secunde și fă asta. Continuă să respiri. Inspiră profund pe nas, condu aerul până în stomac, și expiră pe gură. Încearcă din nou să inspiri timp de 4 secunde, ține aerul timp de 2 și expiră alte 6 secunde. Imaginează-ți din nou linia vieții și vizualizează pe ea viitorul, prezentul și trecutul. Cu ochii minții, plutește deasupra liniei și îndreaptă-te încă o dată către tine cel din viitor. Plutești încet peste o lună în viitor, 2 luni. Urmărește cum trec lunile până când ajungi la peste un an în viitor. Acum privește-te pe tine cel de peste un an. Ești un tu care și-a găsit împlinirea în cumpătare, indiferent dacă ai ales să mai bei din când în când sau dacă te-ai hotărât să nu mai bei deloc. Acesta ești tu, cel care a refuzat să lase alcoolul să joace un rol negativ în viața ta. Ai reușit să faci asta timp de un an întreg.
te-ai schimbat din punct de vedere emoțional, mental, spiritual, fizic și financiar. Ești tu cel care sărbătorești un an de când ai hotărât să faci o schimbare enormă în viața ta. Vizualizează-te și plutește spre acest sine viitor chiar acum. În acest moment, ești acea persoană. Cum te simți? Cum arăți? Privește-te în oglindă. Ai dat câteva kilograme jos? Ai un aspect sănătos și îngrijit? Pielea ta este mai strălucitoare? Ochii mai limpezi? Vezi imaginea unei persoane a cărei viață a înflorit? Câtă energie ai? Simți că ai mai multă? Cum s-au schimbat relațiile din viața ta? Ai reaprins pasiunea în căsnicia ta? Sau poate te-ai îndrăgostit? Sau ai reparat relații care se deterioraseră? Poate ai devenit părintele, fratele sau prietenul care ai visat mereu că vei fi, dar continuând să bei, n-ai fi reușit. Ce e capabil să facă acest nou tu? Dar cariera ta, cum e? Ți-ai găsit un nou loc de muncă? Ai avansat sau ai primit o mărire de salariu? Sau poate că te descurci mult mai bine în ceea ce faci? Dar visurile tale, cum sunt? Acele visuri lăsate deoparte din cauza băuturii. Ai reușit să le aduci la suprafață în ultimul an și să începi să le transformi în realitate? Ia-ți o secundă chiar acum, respira adânc și simte cu adevărat cum prinzi viață. Simte această libertate, libertatea de a face ceea ce îți dorești, fără să fii mistuit de nevoia de a bea. Mândria și entuziasmul pe care le simți pentru că în sfârșit ai reluat controlul asupra propriei vieți și îți poți vedea dorințele devenind realitate. În timp ce simți aceste schimbări, întoarce-te cu ochii minții la linia vieții tale și vizualizează-te plutind deasupra versiunii tale de peste un an. Continuă să mergi până peste 2 ani, 3 ani, 4 ani și oprește-te când ajungi la 5 ani în viitor. Acum privește în jos către versiunea ta de peste 5 ani care a reușit să-și găsească împlinirea în cumpătare, care nu numai că a reușit să schimbe situația în privința băuturii, ci a reușit să-și schimbe întreaga viață. Cum arată această versiune a ta după 5 ani de cumpătare? Vizualizează și plutește către acest sine viitor chiar în acest moment. Unește-te cu el. Privește-te în oglindă. Cum arăți? În ce fel ți s-a schimbat corpul, dar mintea? Emani o energie naturală datorată noii tale vieți, datorată acestor 5 ani în care nu ai lăsat alcoolul să preia controlul asupra deciziilor tale? Ce ai reușit să schimbi? Ți-ai schimbat cariera cu totul? Dar viața de cuplu? Prietenii? Ți-ai făcut prieteni noi sau ai refăcut prietenii distruse? Dar cu situația financiară, cum stai? Ce ai reușit să faci cu toți banii pe care i-ai economisit în loc să-i cheltui pe alcool?
i-ai investit în educația ta, în casă, în vacanțe? Pe cine ai avut ocazia să ajuți în acești 5 ani? Ai devenit un model de urmat și un mentor pentru ceilalți? Cât de mândru ești de tine de realizările tale? Inspiră și lasă-ți corpul să prindă și mai multă viață grație acestor sentimente. Ai reușit să simți cum e să fii această persoană și să știi fără urmă de îndoială că asta poate fi viața ta. Că asta va fi viața ta. Acum plutește deasupra versiunii tale de peste 5 ani și privește-o. Uite cât este de impresionantă. Prinde-o și simbolic, pune-o în buzunar, știind că făcând asta aproape ai garanția că așa vei deveni. Acum plutește înapoi către prezent și pe când te îndrepți către sinele tău de peste un an, privește-l și spune-i că vă veți vedea în curând. Când ajungi în prezent, plutește către tine și respira adânc de câteva ori. Hotărăște chiar în acest moment că poți avea acea viață, acea fericire și acel succes. Este decizia ta. Tot ce trebuie să faci este să mergi înainte. Continuă cu ceea ce ți-am prezentat în audiobook-ul Cumpătare în 30 de zile. Continuă să te gândești la ce îți dorești și amintește-ți unde te va duce alcoolul. Trăiește consecințele deciziilor pe care le iei zilnic și dacă continui să faci alegeri pozitive, vei descoperi o lume nouă, plină de oportunități, care se deschide în fața ta. Acum vreau să revii și când ești gata, deschide ochii. Gândește-te la întreaga experiență și mai ales, fă-ți timp chiar acum și notează-ți în noul jurnal experiența avută. Notează ce ai văzut, scrie pe rând despre fiecare versiune a ta din viitor, ce te-a speriat, ce te-a entuziasmat. Alocă-ți cât timp ai nevoie. Acest exercițiu va fi fantastic de folositor în viitor, când îți vei dori să îl reiei și te va ajuta probabil tot restul vieții.